Pachetul de acțiune al statului în societatea pe acțiuni Metal feroz va fi scos în perioada imediat următoare. La mezat, anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu pe pagina sa de Facebook, după ce președintele Republicii Moldova Igor Dodon i-a cerut ca întreprinderea să fie privatizată. Guvernul va scoate la privatizare în perioada imediat următoare întreprinderea Metalferos cu un monopol în țară mai puțin, cu o durere de cap mai puțină. Următorul monopol spre lichidare, cel de pe piața aeroportuară, a mai scris Chicu. În replică, deputatul Paz Dumitru Alaiba spune că declarația premierului este neprofesionistă și lipsită de cunoștințe elementare de economie. Un monopol nu este eliminat prin privatizare, spune Alaiba, deoarece schimbarea stăpânului ea nu își pierde situația de pe piață. La rândul său, expertul economic Veaceslav Ioniță nu vede o problemă în privatizarea întreprinderii metalferos dacă ea este făcută într-un mod transparent. Potrivit raportului financiar, în anul 2018, metalferos s-a plasat pe locul 5 în topul celor mai profitabile întreprinderi de stat, cu un profit de peste 46 de milioane de lei. Compania se ocupă de achiziționarea, prelucrarea și vânzarea deșeurilor de metale. În prezent, statul deține o cotă de 78% din întreprindere, celelalte acțiuni fiind deținute de privați.